Nu există boală, există bolnav. De fiecare dată trebuie să tratezi pacientul singular. Ce are, ce găsești, ce patologie asociată este și cum îl poți ajuta, el fiind cel despre care vorbești. Nu boala. Este o satisfacție imensă când vezi că dintr-un pacient te întâlnești cu un om sănătos care vine la control și îți spune: mă simt bine. Propriu-zis, la ora actuală, prin investigațiile de care dispunem, nu mai putem să vorbim că este o medicină simplă pe care o făcea Hipocrat când asculta și dădea niște plante. Nu. Avem acum la dispoziție foarte multe investigații care ne duc până în structuri nebănuite chiar cu niște ani în urmă. Când am început medicina, nu aveam atâtea modalități de investigație. Nu cunoșteam atât de multe chiar despre genomul uman, despre toate organele, cu ce avem de-a face cu fiecare în parte. Acum, cunoscând și intrând din ce în ce mai mult în profunzime, niciun medic nu mai este capabil să cuprindă tot. Și atunci, de aceea începem a ne gândi fiecare ce specialitate am dori să îmbrățișăm, ce ni s-ar potrivi mai bine cu personalitatea noastră pe de-o parte și cu ceea ce putem face pe cealaltă parte. Când ești motivat, când îți dorești cu ardoare ceva, lupți pentru lucrul respectiv. Medicul are o meserie foarte frumoasă pe care, dacă se dăruiește ei și își dorește să facă performanță, în acel moment nu mai pui în balanță că este un sacrificiu din partea ta ca persoană, ci te dăruiești celorlalți. Motivația mea de a fi medic-cardiolog a apărut de foarte mult timp, de când, în liceu fiind, tatăl meu s-a îmbolnăvit de inimă și a făcut un infarct. Atunci am luat decizia că a ajuta oamenii înseamnă enorm pentru mine. Nu știu ce înseamnă pentru ceilalți, dar pentru mine înseamnă foarte mult de a ajuta omul, de a-l vedea că nu mai suferă, și am un respect deosebit pentru viață. Acest lucru te face să te gândești cum îl poți ajuta mai mult pe cel de lângă tine care suferă foarte mult. Bolile de inimă sunt foarte frecvente în ziua de astăzi. Avem foarte mult de lucru, având în vedere că ele apar de la cea mai fragedă vârstă până la vârste foarte înaintate. Ce face omul, da, mai departe, care este medic? Învață tot timpul. Dacă am început cu niște proceduri de diagnostic în 91, pe urmă am trecut pe partea de tratament, a fost nevoie să învăț fiecare procedură în parte. Nu poți să mergi mai departe fără să citești, fără să te duci și să vezi în altă parte ce se face pe domeniul respectiv, să intri, să lucrezi cu ceilalți și să-ți formezi propria ta modalitate de lucru. Chiar dacă învățăm atât de mult și avem posibilitatea să realizăm foarte multe tipuri de proceduri intervenționale, încă nu avem toată metodologia de a rezolva orice tip de pacient prin aceste proceduri. Dacă atunci când am început cariera se vorbea de foarte puține proceduri intervenționale, acum avem o multitudine de proceduri pe care le putem face și satisfacția vine exact din faptul că ești obligat să privești pacientul, să știi ce are și să decizi ceea ce este cel mai bine pentru el și ce tip de procedură îi se potrivește. Niciodată pasiunea pentru medicină nu te va părăsi când ești acasă, dar ca să poți să faci un lucru de performanță, trebuie să ai și o viață a ta internă, personală, acasă.
în care să te poți detașa, să înveți cum să te detașezi de ceea ce la spital te macină. Fiecare când face cu plăcere, se observă. Când nu faci cu plăcere un lucru, îl poți face. Dar e oarecum mecanicist. Am venit, am făcut, am plecat. Atât am considerat eu că trebuie să aloc pentru ceea ce fac. Este un job. Acum, nu poți să judeci pe nimeni ceea ce faci. Sunt oameni care, pe lângă pasiune, au și har. Și când ai și har, ai tot ceea ce ți se poate oferi ca succes în acest domeniu.